provocați în ședință ordinară, pentru 31 ianuarie. Din cei 14 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivatul lui Gabrielă. Președinte de ședință ales este domnul Zonț Nicolae. Ordinea de zi, domnul primar, vă rog să prezentați. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâre și puncte diverse. După cum au mai derulat sau mai derulat și celelalte ședințe, noi avem câte suplimentare două, acum avem pe invers, scoatem după ordinea de zi proiectul numărul 5. Din cauza, nu pot să zic probleme, niște chestii acolo care nu... Clarificări? Nu sunt clarificați. E vorba de terenul care intenționam să-l dăm în chirie, scoatem după ordinea de zi. Care e terenul? Terenul din Coșinea Extravelan, parcela... Unde e în față, la Peco? Da. Cine este pentru ordine de zi? Dumneavoastră nu pare și fața lor. Nu? Dar avem un coleg nou. Avem un coleg nou. Sigur, au dreptul la cuvânt de aici. La cuvânt, dar nu la cuvânt. Cele care stabilesc, hotărăsc rețeaua de învățământ. În legătură cu rețeaua de învățământ, ce am putea noi să facem, ar fi următorul lucru. E să ne gândim la ceea ce ne-am propus de câțiva ani în urmă, respectiv să acționăm în demararea proiectului de extindere a spațiilor de învățământ de la școala de centru, astfel încât am putea, prin adăugarea numărului respectiv de clase și a unui sel de sport, să realizeze învățământul din toate satele, toți copiii, preșcolari, școlari, să fie cuprinși și să își desfășoare activitatea acolo, reducând în acest sens și costurile cu cheltuielile care rezidă din desfășurarea la Fralea, la Buda, și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, din stat eu mă abțin, nu consider că nu e de competența mea să vă hotărăsc rețeaua de învățământ. Sunt cadrele didactice care trebuie să facă acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul Dorlan. Sincer, nu interveneam, dacă colegul nostru, domnul consilier, nu lua cuvântul și spune că nu este în atribuțiile noastre. Nu. Încă o dată mă convingeți pe anumite specii că sunteți pe lângă. Rețeaua școlară face parte integrantă din Comuna Căiuți. Este un sistem din învățământ. Ce ar face guvernul dacă s-ar dezice de tot ce înseamnă învățământul din România? Este la noi în comună același lucru, numai că el are mai mică și mai răspunsă. Nu înseamnă că noi nu suntem responsabili de rețeaua de învățământ și de învățământul din Comuna Căiuți. Școlile sunt proprietatea comunității. Noi le reparăm, le administrăm,
Învățământul este, practic, în sinea lui, este o altă treabă. Este administrat de profesori. Dar restul, rețeaua de școlarizare și tot ce este, aparține direct de noi. Și trebuie dat ca la multe alte lucruri, girul comunic. Este rețeaua de învățământ care trebuie acordată în Consiliul Local ca să funcționeze. Deci, încă o dată, mă face să cred că la anumite lucruri sunteți pe lângă lege. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu, rog să nu fie considerat drept la replică. De fapt, eu cu colegul consilier nici nu am dorit niciodată și nu doresc să intru în discuții, pentru că, așa cum dumneavoastră consideră că eu aș fi pe din afară la unele probleme, eu îl consider că dumneavoastră este acela care este mult, mult pe din afară legat de unele probleme. Referitor la ceea ce am spus, cu siguranță n-am fost înțeles. Păi, jumii mei, o rețea de învățământ se stabilește în urma unor studii, a unor evaluări, nu merge la evoluție natalității și a situației populației cu vârste școlare și așa mai departe. Și asta o fac ca de utilizat. Și cum facem noi? Noi nu ne vine și ne pune așa. Că de învățământ, când ne aparține și ține de noi, este foarte adevărat, în asigurarea bazei materiale, în asigurarea tuturor condițiilor de transport al elevilor, al copiilor de la domiciliu, în vederea asigurării sănătății și vegherii la sănătatea acestora, prin asigurarea de asistență medicală, medicală, da, depinde de noi, asta depinde de noi. Mă abțin, deci nu... Încă o dată, da, spuneți că sunt lângă, da, eu vă cred, vă las în lumea noastră, face dialog, ați început. Deci, încă o dată sunteți pe lângă pe ceea ce spuneți. Cred că nu știți ce înseamnă rețeaua de școlarizare, școală, unde este cu învățământ. Nu, păi veniți acum, că trebuie profesori, asistenți, Domnilor colegi, haideți să facem o regulă după care să funcționăm noi ca și Consiliu, la care să fim la înscrierea la cuvânt. La fiecare proiect de hotărâre, te înscrie o dată la cuvânt, îți notezi, spui tot ce, ca să nu apară chestii dialog de... că așa e... Domnul primar, trebuie dat dreptul la replică, nu? Păi... Vorbim că doar te înscrii și ce dreptul la cuvânt în continuare. Păi, dar, domnul, eu n-am o problemă, dar să stăm la contrile la două, trei, patru persoane și să facem aici. Asta le în Consiliu ca să schimbăm idei și să vorbim, da. Nu, mă considerați că nu am studiu, nici faceți cum credeți, eu am răbdare. Dar ca idee, știți ce se întâmplă? Nu e un lucru, e un lucru destul de important învățământul comun. Exact. Și aprobarea rețelei de școlarizare. Că duce transport școlii care sunt de fapt. Eu am răbdare. Dar ca să... General, ca să nu am cu domnul Orcheanu, dar ca să vii tot timpul cu niște aberații, studii, cred că ne trebuie pentru rețea studii fezabilitate. Ce studii ne mai trebuie? De tren, ce studii ne mai trebuie? Să aprobe o rețea de școlarizare a copiilor, care este, vine mereu. Sunt lucruri impuse prin lege care trebuie să aprobate în Consiliul Local. Că ți impune legea, de-aia trăim într-o țară unde ești condus de lege. Despre ce vorbim? Nu se mai înscrie nimeni. Mulțumesc! Să punem la vot. Da. Ordinul 6800 vă reglementează competența. Câte ordine și vechi în seara asta, dumneavoastră, nu sunteți în sine de acord cu ele. Sunt de acord, nu când vreți competența mea, dar este competența Consiliului Local. Dar nu am dreptul să-mi exprim părerele că de aia există. Dar este competența Consiliului Local. Este competența Consiliului Local. Eu am spus că multe sunt care nu aveți competență. Da, bine, să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, obține. 12 pentru și obține. Proiect de hotărâre numărul 2/2024 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Prosului Bacău. Înscriem la cuvânt.
Dacă poate inițiatorul proiectului, dacă poate să-mi spune ultimele noastre sau beneficiile noastre în legătură cu această proiectă, care au fost în legătură cu fizică? Ultimul sau? Toate, care le știți, dumneavoastră. Nu, măcar le știți, atunci. Sunt multe. Ultimul este contractul de finanțare pentru asfaltare drumuri Pralea Blidar Căiuți, legătura cu podurile făcute pe PNDL2. Contract de finanțare semnat la AFIR, cu AFIR. Avem de la GAL 85.000 de euro. Tot Pralea! Restul buget local. Ce-a mai domnul cu Pralea? Da. Tot Pralea, cifre. Domnul președinte, vă atrag atenție, ați ținut ședința noastră, care nu se comportă cum trebuie aici, vă rog frumos. Dar ce e aici? Anarhie? Tăm, ne acutăm unii pe altul, luăm rezultate de încălzirea, dar nu facem aici, nu suntem la noi. Nu suntem la nuntă aici, frate. Noi hotărâm soarta comune aici. Ce faci? Moșului! Domnul Grilea, deci în momentul în care exprimi niște propuneri de către domnul președinte, poate să explici mai clar. Noi nu suntem în timpul asta, aveți să trebuie în față. Te spui și mie ce constă ceea ce să faci. Ceea ce propuneți pe votare, ceea ce faci pe votare. Exact cum a fost mai înainte, care s-a contrazis domnul Orheanu cu domnul Durlan. Ceea ce eu întâlnesc de-a îndreptat de domnul Durlan, pentru că la noi învățământul e la pământ, școli, zvarsă, totuși de varsă, asta este. Deci, domnule președinte, vă rog frumos, când îi spuneți o propunere despre hotărârii Consiliului Local, explicați-ne și nouă care suntem aici, ca și cetățenii comunicăriți, în ceea ce constă ceea ce votați dumneavoastră. Asta vă rog frumos să explicați. Să vedem ceea ce votați dumneavoastră. Și pe lângă. Legea așa de spune, dumneavoastră ești președintele Consiliului Local, domnul? Împotrivă. Nu. Domnul? Abține. Dumneavoastră ești președinte? Vom întreba. Da, da. Da, da? Sunteți a foc. Nu. Va de aia. Domnul, dacă ați intrat, trebuie să nu ieși. Nu-i mai vitrat. Dacă vor să ne ascult, ne ascult, dacă nu... Domnul, dumneavoastră ești venit în comună. Nu pătează, dumneavoastră. N-ați venit să faceți scandal aici, n-ați venit să faceți scandal aici, da? N-ați venit să faceți scandal, să întrebați, să nu jigniți soarele. Nu jigniți cetățenii, da, nu jigniți. Nu v-am jignit pe nimeni, dar am întrebat cine este președintele. Dacă erați atent, vedeați. Dacă erați atent. Nu este cetățean al comunei. Nu este cetățean al comunei. Este președinte de ședință, băi, domnul Sică, domnul Bălan. Dar nu președinte. Este președinte. Cine este președinte de Consiliul Local? Nu există președinte de Consiliul Local, că nu era CAP-ul când era președinte. Dați-i locul la tot. Nu, domnul, el e președinte de ședință. Așa e organizat Consiliul Local. Nu, dar trebuie să fiu președinte al Consiliului Local. Așa trebuie. Nu este președinte a Consiliului Local. Nu există această funcție. Este prima comună în care nu este președinte. Domnul Bălan, haideți un pic să terminăm și la diverse debarcăm tot ce doriți discuțiile dumneavoastră. Vă rog frumos. Haideți să continuăm, să terminăm. Mai sunt două proiecte de hotărâri. Asupra vedeți și la diverse ai să discutăm toate problemele care credeți dumneavoastră să discutăm. Lăsați-vă la egal. Trebuie să mai vădăriți. Trebuie să ne spuneți și nouă. Trebuie să ce vădă de la asta, da? Sunt de acord că se discută. Se discută numai de că eu sprană. Discută de că eu sprană. Deci noi suntem lumea a treia. Da, proiect numărul 3 din 2024 privind aprobarea devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții, modernizarea și reabilitarea școlii gimnaziale Căiuți în satul Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local. În scrierea
aici, nu m-am uitat pe deviz, dar întrebăm domnul primar, deci că mai înainte domnul consilier Roteanu a ridicat problema cu situația învățământului și cu extinderea școlii. Acum, la modernizarea abilitării, este ceva cu extindere? Da. Grupurile sanitare, pe toate nivelele, vor fi extinse, nu? Construcție separată, alipită de construcție. Nu, dar zic ca clasă, ca spațiu de învățământ? Nu, doar modernizare și eficientizare energetică. Piața s-a dat, da. Această măsură și acest ghid de finanțare a fost pe axa 10 PNRR, Programul Național de Reziliență, la care am accesat, am obținut fondurile, am semnat contractul, am făcut licitația, avem constructorul, am demarat deja procedura de a muta copiii la școala Blidar, pentru ca să putem să lucrăm în școala Căiuț. Astăzi s-a făcut probe la centrală, s-a pornit centrala, funcționează, nu cred, vreo două, trei zile. S-a mai văruit pe acolo ce s-a mai făcut pentru a putea muta clasele 1-4, clasele primare 1-4, la Blidar, pregătitoarea la dispensar, aici este stradă, și să rămână în școala de la Căiuț pe jumătate din ea, ținând cont că avem două intrări, intrarea din față și intrarea elevilor. Holurile se vor întrerupe de jos până sus, se va lucra în partea din spate, acolo, că acolo va veni și construcția nouă, și după aia se vor muta elevii în partea aia, se vor lucra în partea din față ca să putem să realizăm. Nu avem posibilitate de a duce toți copiii în altă parte. Construcția nouă e pentru toalete speciale sau toalete? Toalete, e anexată la construcția existentă. Pe fiecare nivel, se va face toalete. Lucrarea care se face nu se poate realiza în maxim, deci mai repede de 6 luni. Vacanță nu există 6 luni de zile. Nu, dar era o 3 luni de zile, o jumătate, mai o 3 luni. O să ajungă și în vacanța de vară, că dacă începe acum, ajunge în vacanța de vară. Normal, prindești până la urmă. Până în septembrie. E bine să o terminăm până în septembrie. Vă mulțumesc pentru răspuns. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 13 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 4/2024 privind însușirea rapoartelor de evaluare numărul 12628/1/12/2023 și numărul 12628/2/12/2023 și aprobarea cumpărării unui imobil, teren amplasat aflat intravelanul satului Pranea, Comuna Căiuț, județul Bacău, cât și în intravelanul Comunei Căiuț. Deci e vorba de asta ce înseamnă. Pe terenul va fi cumpărat în vederea plasării cu el la bazinul de apă, nu? Pentru Anghel Salin. Anghel Salin. Investiția pe Anghel Salin. Parcă am mai discutat, trebuie să am mai ridicat problema dacă acest teren este la o înălțime față de nivelul apei. Și problema spunea să facă aducerea apei prin cădere. Dacă e mai înalt. Pentru celălalt de sate, nu pentru care. A, de ce este? Pentru celălalt de sate. A, și pentru care se face separat. Inclusiv pentru satele de peste apă. Am Foale. Am înțeles. Deci va fi separat pentru o anumită sate. Sau bordul bună. Da, mulțumesc. Să mai scrie cineva? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Domnul primar, mă scuzați, dar unde este apăsat, unde este zona asta? La Pralea. La Pralea? Da. Pentru satele peste apă? Toată comuna. Pentru toată comuna. Satele de peste apă au izvoare care se poate conecta prin cădere, nu-i așa? Da. Se poate face... Nicu, de acord cu tine, nu vreau să fac un dialog de asta. De ce? Din păcate, cei care
au folosit aceste izboare din păduri și în special știu foarte bine cei din Pralea, că cei din Pralea nu au apă curentă. În schimb, 80% dintre locuinții sunt racordate la apă proprie captată din izboare. Și acum la Pralea, domnul primar, fiecare în satul Cruși a avut o sursă. Nu mai vorbesc prostii. Iar 60% din cei care au avut apă de genul ăsta au plecat izboarele anului. S-a alimentat comuna cu apă, eu lucram cu șantierul care s-a făcut și că i-am dus la conducta din Prada, au spus că nu e bună apa, pentru că era investiția prea mică. Nu mai vorbim prostii și o luăm pe o politică. Avem apă la biserică, care dacă dați prin pe afară, iesă singur afară. Nu vreți să luați nicio măsură. S-a spus că apa nu e bună. Cine a găurit acolo să vadă că nu e apa bună? Cine a spus că apa nu e bună? Poftim? Ce v-a spus dumneavoastră că apa nu e bună? Păi așa mi s-a spus din primărie, cât erau domnul Durlan, care era consilierul la administrator pe Motoiu. Dacă tot dar dumneavoastră nu știi că este apă acolo? Eu am fost la țeava aia. Și? E găurit-o? Cu domnul Obroiu. Și ai găurit-o? Nu e așa de simplu, găurești țeava. Hai. Păi foarte simplu. Are firma, nu vreți. Nu vreți. Pentru că mergeți pe ideea că nu-i bună apă. De-aia nu rezist ca să terminați ceea ce avea să discutat. Da. Domnul Gheorghe Țăpov, asta cum mă las, uite că nu începe ședința să spun și eu ceva și nu-i dați voi. Considerii dumneavoastră ai PSD-ului nu fac diferență de culoare politică, toți vorbești și țin cu eretiul. De ce? Vreți a numai prară, numai poveri să discute. Morceșul nu face parte din comuna asta, satele de peste apă nu fac parte din comuna asta, doar sunt buni contribuabili. Da? Și dumneata mi-ai spus, dacă nu îți plătești că de-aia avea nevoie de o hârtie, nu-ți dau. Așa ți-a zis eu? Da. Exact așa ai spus și la ședința din martie, anul trecut, care ai făcut-o la Herbiu, și ai spus, din april, dar n-am știut din păcăleală, că era cum de april, încep lucrările, pot, drum și s-a ajuns la an și nu s-a făcut nimic. Dar știți care e problema? Eu o să pun bariere. Eu, personal. Și nu o să mai treacă niciun camion mai mare de 3,5 tone. Pentru că suntem nesimțit, nu dumneata, toată masa asta este nesimțită. Toată masa asta este nesimțită. Să nu faci stop cardiac. Stop cardiac îl fac pe perea mea, nu pe a ta. Dumneata ești nesimțit. Care conduce și ședința asta. Hai să respectăm un pic. Nu mai respect pe nimeni, pentru că n-am pe cine. Tu nu am spus tot timpul, măcar bună aia de la până la să o facem. Nici acolo nu ați primit. Eu îmi schimb Bucșăraia pe Caiana la mașină. Dumneata, de câte ori îmi schimb Caiana? Nu știu, schimb, un lucru mașina primării. Exact. Vreau și eu să văd mașina aia primării parcată aici. Domnul președinte, continuați. Așa, nu vă convine cum vă stăvă lumea peste nas. Continuați nesimțiților. Băi, dar nu e poliție locală sau îți scoate... Și de dacă e poliție locală, ce face poliția locală? Păi nesimțit ești! Păi ce am boșul, robota de primăria, robota? Auzi, domnul consilier dumneavoastră, pentru oameni care fac... E primăria, robota? Ce ai făcut pentru ei? E frumos, până la urmă, până la urmă, stai așa, toți nu suntem la capăt la podului. Așa. Aici e consiliul local, așa. Suntem niște oameni civilizați, dacă ați venit cu scandal aici, scandalul se face mare. Nu se face mare. Poate să faci mă? Nu. Vii aici, vă urși, faci scandal? Nu avea de băut, am spus adevărul. Nu te-o deranjat nici sos, nici ăla, nici ăla.
s-a întâmplat în istoria primăriei, unul să facă asta. Nici problemă. V-am zis, dar unde se trebuie? N-am nimic cu tine. Dar nu vreau să urci cineva cu mine. Ai ceva cu cineva. N-am nimic cu tine. De ce nu faci ceva pe mașină? Exact. Eu am demonstrat, sunt hârtii. Atât s-a putut face, atât am făcut, nu s-a plăcut, îți strâng mâna, sănătate, gura și magar. Ce ai demonstrat dacă dumneata ai început o lucrare și n-ai demonstrat? Am încheiat tot ce discuți, da? Ori mi-l lăsați să țineți ședința, ori dacă nu. Stați aici, în aștept, discutăm la divers. Nu, adică nu-i nimeni cârpa, ai nimeni. Să trăiești. Așa domnul ăla. Da, lasă că... S-a înregistrat, da? Bă, asta nu se poate. Aș vrea să-l vadă cetățenii din comună, ci... Gărghiță. Nu, nu mai comună, da, da. Discuțiul, da? Îi vedem de treabă și cu asta. Da, da, de vezi, păi, da, da, la ascultăm! Dar este regulament, dar nu mă înțeleg. Noi este nesimțit și el și. Dar nu s-a întâmplat să-mi țin la mâncare, dar nu mă înțeleg. Hai să lăsăm continuă întreaba. Bun, din nou. Calm și cu răbdare și cu... Da, proiect numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 6 pe 2024, privind aprobarea comandării raportului de evaluare pentru imobilele terenului scrise CP 62586 și CP 677 aflate în domeniul privat al comunei Căiuș, județul Bacău. Dar n-a zis că e scoasă? Nu, 7. 5. Încasam o sumă frumoasă pe terenul ăla netrebu. A fost avalastieră, nu? Da, da. Da, paie în cu. Da. Trecem din nou la procedura de licitație. Da, domnul primar. Domnul primar, acum avem un timp. E rău că intră în circuitul economic, să zic, cu o suprafață de teren. Când va fi licitată și se stabilește o redevență pentru el. Problema se pune în felul următor. Am o rugăminte ca de această dată, cu acest teren acum, când se va licita, cel care îi solicită, eu am văzut intențiile, în proiectul respectiv nu există o intenție de licitație a unei societăți. Da. S-o construi. Da. Problema se pune în felul următor. Eu fac un apel la memoria noastră, în sensul să ne amintim că cu ceva ani în urmă am procedat la prelungirea contractului de concesionare pentru alte 14,5 hectare suprafață de teren proprietatea noastră. Care au fost concesionate, dacă îmi amintesc, conform contractului care era, pe o pagină și jumătate, cu 1.060 și ceva de euro. Am înțeles că redevențele care s-au plătit de către societatea care renunță acum au fost între 126 și 163 de euro pe hectare, respectiv 600 și ceva de lei și respectiv 800 și ceva de lei. Suma este, desigur, este importantă. În schimb, contractul de concesiune, dacă ne amintim contractul, care eu atunci am reușit și l-am oprit odată în ședința respectivă, ani în urmă, în primul dumneavoastră mandat, după care ați reintrodus proiectul respectiv și care a trecut, fără a lua și a ține cont de propunerile mele, și anume care se impunea atunci renegocierea prețului de concesionare. Dar nu acesta era cel mai important lucru. Cel mai important lucru era faptul, clauzele contractuale cuprinse în acel contract, clauze referitoare la condițiile și respectarea legislației în vederea respectării legilor în legătură cu mediul, protecția mediului. Să ne ducem acum în terenul la care facem astăzi referire, se referă proiectul respectiv. Acolo sunt zone, poftiți?
Terenul la care se referă proiectul de pașe, da? Și la ora actuală, se cară gunoaie pe el, se ardă gunoaie, duse acolo, există dovezi clare. Le am. Rugămintea este ca, după ce procedeți la referatul respectiv, de la evaluarea terenului, și când veți realiza contractul de concesiune, să veniți cu el în fața noastră, dacă tot se spune că noi suntem cei care hotărâm soarta comunii, și să-l analizăm din toate punctele de vedere, în special cele legate de condițiile de mediu, de respectarea mediului. Pentru că toți concesionează propunerea 49 de ani, cum spune legea. După 49 de ani, să ne întrebăm cum vor rămâne aceste terenuri. Catacombe? O să vină cei care concesionează și o să spună da, da, contractul și legea îmi permite ca să cumpăr. Așa. Mă îndoiesc că va cumpăra un teren după ce expiră concesiunea respectivă, lăsată în condițiile în care se află cele concesionate până acum și pe care le vom concesiona cu viitor. La urma urmei, să ne gândim că zice că face o unitate piscicolă acolo. Ne gândim la profitul. Scrie foarte frumos aici, că vor da condiții, vor angaja 15 oameni, că vor investi 600 de mii de euro și așa mai departe. Să nu ne îmbătăm cu zicerile și dulcegăriile care ne sunt aruncate. Mare atenție rog să avem și să ne promiteți acum că veniți cu proiectul, cu contractul de concesiune, atunci să-l dezbatem din toate punctele de vedere. Care ne mai pricepe dintre noi la legislații în legătură cu mediul și alte problematici? Vă mulțumesc! Domnul Duran, am citit contractul. Contractul, proiectul de hotărâre, este un lucru bun, pentru că sunt terenuri care produc niște bani care vin în comunitatea noastră. Dacă punem din anii din urmă terenuri concesionate, cred că sunt câteva miliarde, nu? Adunate la toate, care sunt date în colțul ăla. Erau niște terenuri pe vremuri netrebnice, într-adevăr, au mai fost balastieri, sunt sau mai extins. Și este păcat ca cineva să nu-l ia, să le folosească, chiar să facă iaz de pești, chiar dacă folosești balastru, va plăti și va da niște bani comunității noastre. Am început să zâmbesc în Comuna Căiuț când avem un povestitor bun, un narator bun, că spune că am ceva cu dânsul. N-are, încă o dată ne uităm că e pe lângă. Știi tot dânsul și legislații de mediu și de toate. Dar uite un singur lucru, că toate terenurile care le aprobăm, care intră în circuitul de facere, cum spune domnul, a unui iar sau ceva, firma care ia în urma licitației terenul, are obligația să ocupe de tot ce înseamnă legislații când vrea să facă ceva. A, vizit de mediu, ITM, absolut tot ceea ce prevede legea. Nu suntem noi niciunul din consilierii de aici, specialiști de mediu, specialiști de drumuri, specialiști de poduri și de orice, să facem comuna asta ca să ne putem da cu părerea că noi suntem cei mai buni, știm, facem, nu știm, domnule. De-aia sunt specialiști care vin și îți dă soluția și răspunde pentru soluțiile care se dau. Și pentru mediu și pentru tot. Da, pe o suprafață de teren să mai ia gunoaie. Că știu că știți. Că filmați toată comuna. Vă erejați în șerifii comunii. Pe țara noastră. Știți ce nu înțelegeți? Cu bunii, cu relii, că vedem acum că e supărată lumea, de că se cheltuie corect, o să spun la diverse. Dar și aici, n-avem cum să zic supărăm, că s-au alt niște gunoaie. Dar cine produce acele gunoaie, domnul Orcheanu? Nu cred că primarul, Durlan, Mărcut sau alt, cine le produce, domnul? De unde se iau fără bani, domnul Cheamă? De câte ori? Și unde sunt? Mă lasă, nu v-am întrebat când ați vorbit. Tot veniți atâta povestitor, narator.
Dar lăsați-o odată! Mă mir că ați aprobat cu școala și cu astea. De ce sunteți împotrivi? Că să faci căiți, să faci. Da, sistemul centralizat de învățământ să face la căiți. Că astea sunt... ăsta-i viitorul. Și trebuie să o repari ca să duci oamenii acolo. Toată atâta răutate. Vă era așa, vreți să vă urcați pe gardul, pe mapa mondul, cu ce? Și zăpăciți de cap electoratul ăla de la Hârtiu. Că niciodată nu veniți punctual. Vă să vă spun la diverse, că domnul Bălan mi-a amintit de o problemă în discursul dânsului. Și o să o pun. Și tot atâta veniți, vă duceți trei rânduri. Nu, domnule, fiți vertical. Ați ajuns șerifii comunei, nu-i bun nimic, nimic nu sunt făcut. Indiferent, și primarul are greșelile lui. Le-am avut și eu ca meniu. Toate ni le ispășim. Sunt zeci de proiecte depuse. Poate încep să vină să curgă finanțări și pentru comuna asta. Dar eu vă întreb așa, așa de deștept, cum bunica puteți să face ceva pentru comuna asta? Când vă întreb mâine, facem o dezbatere deschisă, așa că eu nu mă pricep. Vă pricepeți dumneavoastră, mă arăt eu dacă știți să vă pricepeți. Măcar să gândiți să inițiați un proiect, ca să aduceți bani în comunitatea asta. Nu mai hotul și mai faceți și capul mare la oameni, fără să știți ce vreți. Gata, v-am lăsat. Vreți să, la diverse, să vă spun ceva care să vă fie rușine să mă ieșiți din casă? Vă spune Durlan, să știți. Vă spun. Vă mulțumesc. Domnul, să puneți la mod. Nu trebuie la replică un singur lucru. Domnul Durlan nu înțelege niciodată că eu niciodată nu voi intra în dialog cu dumneavoastră. Da, nu trebuie să... eu am cu cine să dialoghez, mă vezi cu dumneavoastră? Domnul, dar eu n-am cu cine vorbi, pe ce probleme tehnice, pe ce vreți, vă spun, eu vă dau clasă. Unde vreți dumneavoastră? Hai să încheia pe subiect. Să punem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și acum, punctul de versie. Două abține, da, domnul primar, o invitație, nu? Da. Să... Fiecare, cu fiecare. Care vrea să scrie la cuvânt? Da, scrie la cuvânt. Tu spune frumos și adică, nu? Da, da, lăsați da, mă numesc Mihai Petru, pentru cei care nu mă cunosc, sunt din statul Prânceni, stau pe 2N numărul 9. Am venit nu să reprezint comunitatea, mă reprezint pe mine în primul rând și dacă cumva și comunitatea să regăsești în ceea ce spun eu, să fie de bun augur. Nu sunt un orator prea bun, dar nici lăsat așa pe margine. Problema numărul 1 e așa, îmi aduc aminte de anul electoral trecut, cu 3 ani mai bine zis, când cineva și-a făcut o pledoarie în fața domnicinului a Tiubi, în fața tuturor. Dar n-am mai văzut de-apun nicio ședință, nici un primar, nici un... A apărut un domn Titi de la așa, un consilier pentru Vrâncen Foreș. Dar de unde domnul Titi? Să fie consilier pe Vrâncen. Adică nu știe domnul Titi problemele Vrâncenului. Adică nu știe domnul Titi cum s-a născut fiecare și cum am suferit noi. Și pe timpul Luceascu și acum. Deci, ca să consemnăm, să o luăm iar frumos de la început. Eu n-am venit să mă cer cu nimeni, nu intru cu nimeni în polemici, dar vreau să fac ceva pentru satele alea. Că a fost domnul Durlan, nu vin aici cu aprecieri să ridic în zlăt. Noi ne-am certat, am fost director de campanie la altcineva împotriva lui. În fine, am câștigat, ne-am lăsat capurile plecate. Dar nu s-a făcut începând de la. Domnul șef de post e foarte bine. Mi-a venit cu proiectul podului, domnul Petrică, e licitat, avem constructorul, avem proiectul, avem tot, prioritate. Nic sau nimic. Numărul 2. Bucățica de drum care ne duce în toată lumea. Spunea domnul Zahintiu și pe bună dreptate, schimbă bușăra aia, așa. Eu merg pe jos, domnule, că nu mai am mașină, nici permis. Până când nu da Dumnezeu să-mi iau înapoi. Că nu sunt invidios pe cei care au. Dar haideți să-i ajutăm, să meargă civilizat. Așa, eu mă duc de aici spre Onești sau spre Pralea sau unde vreți dumneavoastră și chiar la Țigani și nu simt că merg. La noi nu roaie. Știți foarte bine, domnul primar, că v-am dat telefon personal la mână. Primiteți, domnule, un tractor. A venit prima dată Mărcuț, după lor. A făcut extraordinar. A trimis un buldo, tractor, de la Căiți. A răchit de intre până la genunchi.
Și lăsându-le la o parte de asta, că vine primăvara, e singurțică, o să avem ce să mâncăm, așa. Trecem la proiectul numărul 3, pe care dumneavoastră l-ați propus, l-ați dezvoltat, l-ați analizat, nu știu dacă e făcut, dacă este aprobat, aducțiunea de apă. Domnule, eu eram copil când vedeam mașinile alea mari și mă speriam de ele, că călcau greu și una și alta, au venit și au furat. Lângă biserica, cu hramul, cu viața Parascheva de Alegru, există țevi forate la mare adâncime, groase, foarte groase în carne, care îți prinde pe apă. Domnul răposat, împușcat, vrea să facă zona aia toată, unde acum au domnii ăștia, să facă niște chestii frumoase, niște solare, niște parachestii. Facă locuri de muncă pentru toată lumea, să mănânce și ăla mărâș, și ăla cu bani, și ăla... N-au făcut nimeni nici acolo. Acum, lăsându-le și casă la o parte, avem zona sfântică. Aici e dezastru. A apărut domnul Prodea, de unde a apărut, și cine a dat lui acte de deține la pădure a răposatului Boia și ne-a luat pe toți de fraier. De exemplu, eu i-am montat acolo bazic. În fine, nu contează. Am muncit, m-a plătit omul cât am vrut eu. Revine întrebarea în felul următor. De ce tu, două izvoare care erau captate în pădure, izvorul de la Regea și încă un izvor, și încă alte 3-4 izvoare, și la Boieri există bazinul de acumulare, gata făcut, din care se alimentează 3 case mari și late, unul, așa, în fine, lăsăm și la o parte. Te văd că ne mulțumește pe unul. Dați cu nume. Dați cu nume, dați-le cu nume. Păi da, dau cu nume, pentru că atunci s-au făcut niște aranjamente între Anghelești, care dețin tractoare, fermă de vaci, una și alta, nu mă interesează, bravo nostru muncesc, avem nevoie de oameni ăștia, și ceilalți, restul, care vedeau să-i lingă ei, să ia doi mici și o sticlă de bere. Ia așa, domnul primar, sau nu? Sau o găleată cu făină, dacă era așa aia făină. Și după aia, ce am mai strindentă treabă? Am rămas de el să luăm. Trece magistrala, domnule, pe aici, pe mine. De gaz. Avem acum mare companie mare, care e administrată de alții și ne iau bani. De ce n-am putea și noi să nu mai ne chiunim cu butelie? Am fost bun la bunar, la sal, la bani. N-aveai ce să ne aduc o cană cu asta. Nu mai vorbesc că sunt oameni care putea să îngrijească. Eu n-am venit niciodată la primărie să cer bani. Am dat bani. E prima dată, acum doar să știți, mi s-au aprobat toate alea. Sunt și eu un fel de asistat social și 170 de lei pe lucru. Dacă dumneavoastră trăiesc cu banii și trăiesc. Cam asta mă gândesc. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. De mult vreau să particip la ședința asta. Chiar dacă am fost bătut acum că vreau cineva să mă omoare, probabil că am scăpat pentru că aveam ceva de zis asta. Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sau poate sunteți alături de mine. Următor, acțiune, da, aveți vreo diacon. Diacon, domnul diacon. Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu am venit la ședința asta, în primul rând, să spun... Hai, mergem în față ca să te vadă și bine. Da, am venit la ședința asta, în primul rând, să spun că... Cum mă simt? Chiar nu sunt mulțumit de ceea ce s-a făcut. Suntem nesimțiți. De când am sunut din 8 ani de zile. Pentru că putea face mult mai multe. Ați luat proiecte, sunt proiecte care sunt foarte bune. Acum cu școala, cu asta, da. Învățământul trebuie progresat și aduci copiii să vadă. Dar acum mă întreb pe dumneavoastră așa, sunteți mulțumite cum arată centrul Căiciului? A fost în multe comune, îmi place să mă lasă, îmi lasă pistol și asta. Deci este deplorat. Deci avem un centru, suntem o comună, cred că ultima comună din județul Bacău, cum arată centrul nostru. De canalizare, de apă nu mai spun. Canalizare, cred că cum asta este la primărie, aveți fost. Nu aveți canalizare. Eu sunt sigur, nu aveți canalizare. Nu aveți canalizare nici până în momentul de față aici. Deci nu s-a continuat, chiar nu se putea continua, chiar nu sunt proiecte. De gaze nu mai spun nimic, că ultima oară când a fost la urmă, am participat, dar am prezentat o listă și s-a dus, s-a terminat cu ăsta. De numai. Deci nici o șansă nu mai zic ca să mai prind, cine știe că mai prind de
de gaz. Și asta și eu v-am spus, eu umblu tot județul ăsta Bacău și văd cam ce-a făcut alte comuni și-a făcut alte alții. A fost numai departe, noi gura voi. Tot așa a fost în PNR-ul, a fost proiectul gazul și apă și asfaltă și oameni de acolo și au fost întrebați de privat și au votat pentru canalizare și pentru apă. La regiunea de treabă. La mine nu s-a făcut nici. Nu s-a făcut nici canalizarea. Și spuneți, domnule, cum facem? Cum ne ducem pe toate? Cum putem să avem în rândul lumii? Vreau să nu spun nimic, dar asta vă spun, că ați vorbit doar de proiecte. Dacă stați jumătate de oră după această ședință, da, vă arăt proiectele la fiecare lucru de care ați vorbit dumneavoastră. Domnul primar, apă, canalizare, gaze. Cât se materializează? Dar dumneavoastră ați zis de proiecte. Vă arăt proiectele, că așa sunt. Dar cât se materializează, domnul primar, să la cum s-a materializat? Cât se materializează? Cât se materializează și la noi? Când se fac, când apar faptul, asta vreau să știu. Când nu mai fi noi, copiii noștri o să apară. Da. Trebuia să spuneți de lucrări începute. Dumneavoastră ați văzut de proiect. Din tot ce a spus dumneavoastră, sunt 100% și sunt, adică, vi le dau să le pipăiți, să le luați în mână, să le vedeți. Proiectul sunt, dar deci a fost înaintate și sunt în ziua noastră. Numai cât de fiecare lucru stă la arietatele lui. Dar de ce nu am fost înaintate să desinau ce lucrări? Sunt înaintate, am zis. Sunt contracte de finanțare semnate. Domnule, dar de ce n-am ce lucrări care nu au luat? O să înceapă și lucrurile, domnule. Când o să fiecare proiect care este finanțat, e contract de finanțare cu ministru. Domnule, acum vreau să de-aia nici nu vreau să intervin. Nu cauși în mine, nu cauși în mine. Domnule! Dar sigur, da. În două mandate dumneavoastră, singurul mandat al dumneavoastră care a fost început de domnul Burnac, dar a fost primar, Ei, probabil și în viitor o să fie proiectele realizate care s-au făcut acum. Sunt dar dumneavoastră să fie așa. Ați înțeles? Da. Că asta e procedura. Da. Dacă credeți dumneavoastră... Dar nu asta este procedura. Nu. Vă dau un exemplu. Nu știu dacă ați văzut când am venit aici în sala asta, vorbeam la telefon. Vreau să vă spun că numai un punct, planul urban, vorbeam despre punct și de aia m-am adus aminte imediat. Ca să realizez un punct, un plan urbanistic general, da, durează și 12 ani. Nu cred. E problema dumneavoastră dacă nu credeți. Da, ce nu au putut să facă în plan 2? Cine a făcut în plan 2? Uitați mă, soponești, uitați, perești, uitați, s-a ascult, uitați, asta e plecat. Pe băgați și plăie, știu din casă, asta rețeasă, băgați și asta în plan, plecați și l-au finalizat. De la finalizat, domnul primar. Hai să mergem la Coțofonei să vedem dacă e finalizat, dacă curge gaz pe conduc. Le-au montat și cutiile. Le-au montat și cutiile, domnul primar. Și zic, care e dar asta, nu montată cutia cu așa. Domnul primar, despre ce vorbim? Deci eu nu vorbesc din povești. Eu văd fapt ce se întâmplă. Eu v-am spus, m-ați întrebat ceva, vi le arătă de așa. Sunt și contracte semnate. Asta este, dar, da, cum ați putut finanța? Deci, modernizarea unui primării, baia la casă, nu știu ce, casă parohială și așa, oare nu se putea moderniza și centrul comunii Căiuci, oare nu se putea trage acum mai departe, ca să nu stați cu fost aici, așa, și canalizare, nu stați cu fost aici în primării. Asta ce mai este? Nu s-a. Da. Păi da. Oricum, la un moment nu reușim să ajungem. Nu, și acum, altă faptă, acum nu spun și așa, eu stau în Căiuci, dar dați-vă seama că mulți facem, ne ducem peste apă și peste asta. Vodul ăla e baie de capul. Mulți au de cap problema asta. Chiar nu se putea găsi o finanțare. Ferească Dumnezeu să prăbușească podul ăsta, să-ți dea Dumnezeu să nu fie oameni pe podul ăla. Da, eu vreau un pic. Să dea Dumnezeu să nu fie oameni pe podul ăla. Deci, când s-a făcut ședința la... Ața, vreau. Podul ăla cade. Vă spun eu, într-un an, doi, podul ăla se duce. Da. Ce ne-a spus domnul primar? Că lucrăm la proiect, lucrăm la el. Nu. Ce ne-a spus întâi aprilie? Deci ăla se poate urgent, dar aia e o necesitate. Ce a spus? Ce a spus? Nici dumneata nu recunoști? Da, am zis că vine omul să apucă de lucru. Așa, și ea am. Da. Și? A venit, a lucrat la un picior, așa. A văzut care-i treaba,
Deci se lucrează două săptămâni, un an să stă. Ca să te rămâi, ai văzut că capul din spectrul de așa că o să apă o stradă? V-am zis, ferească Dumnezeu, să nu fie oameni cu podul ăla. De asta am spus că o să pun barieră. O să las cheii pentru mașina din gunoi. Sică. Acum o să zic... Domnul Bălan, spune că ce-am spus. Sică, barieră pui la tine la poartă acasă. Nu! Pe domeniul public nu pui tu barieră. Și nici eu nu. Nici eu ca primar nu pun barieră. O să clar barieră. De ce? Pentru că e 3,5 tone. 3,5 tone sunt puse acolo în cazul când se lucrează. La nu este adevărat! Este plantat. Eu am fost în Franța și nu m-am urcat este indicator acolo de lucrări, 3,5. Este indicator. Eu nu m-am urcat l-am întrebat ce înseamnă. 40 de tone este lucrări. Un pot de 3,5 tone. Eram arestat. Asta înseamnă indicatorul. Nu mai vorbiți prostii, asta e amăgeală. Ia măgeală, dumneavoastră, ca fiind ce primar, de unde vii, dacă părinții dumneavoastră îți spune, uite, domnule, ce faci ăștia din omul ăla, îți convine? Da, nu-ți convine. Facem ce tu l-a pus ala. Hai să fim serioși. Nu mai dăm după aia. Acum să spui că s-a făcut în februarie, nu pot să spun, o să fiu iar nici. Vrei frumos la tine la poartă. O să vină acum în februarie la un lucru. Acolo canalizare, terminăm niște acte, niște... Da, eu am făcut singur. Consiliul ăla a zis... Ne-au cam urcit în lucrarea. Hai, nu vine poate. Care este problema? Eu am făcut singur. De nu. Haideți un pic, mei, lăsați-mi să te rog. Ce scuză, mă, eu nu să spun cum pot. Nu, la asta am spus. Vedeți, poate ce să spun eu ceva. Nu, ce scuză, mă, eu nu să spun cum pot. Nu vă interesează. Nu vă interesează. Noi suntem lumea a treia. Noi suntem lumea a treia. Cei de peste altul. Se discută Prada, se discută Popeniu, se discută Brindalul. Nu aveți nicio treabă. De acolo se folos taxe și impozite și mă doare să fac. Asta este. Și-ți vă supărați după aia că sunt voturi puține. E de asta sunt voturi puține. Domnul. Și mai înainte discutam de, că mai deschis domnul subiectul cu conducerea de apă. Cine a luat probe de apă, să spună cum este bună apă? Când era domnul Dăril, primar, atunci s-a făcut acțiunea de apă. Lucram cu șantierul care s-a făcut și am dus la Prada, unde ieșea apă cu conductă. S-au închinat și inginerii aia acolo. Când au văzut pe secul, domnul Durlan știe mai bine. Și am zis, domnule, de ce nu faci aducțiune de aici? Nu este bună. Pentru că erau bani puțini. Și la fel este și astăzi în comun. Și dumneata, să nu mă mai faci bani la. Dar cine va face bani la? Dumneata, ai spus că fac din față. Pentru că nu vă interesează, indiferent de culoarea politică de aici, nu vă interesează de satele de peste apă. Nu vă interesează de satele de peste apă. V-am spus să te luna a treia. Nu am nimic cu luna a ta pe mai mult. Nu am nimic cu luna. Domnul primar, am un băiat, Dumnezeu știți băiatul meu care e. Ce mă fac cu el? Eu mă împărbine în ghepoci și eu și nevastă. Și n-am eu mărșut de o soție al lui domn primar. Toți țiganii ăștia de aceea au văzut o soție asta, eu nu pot să fie mărșut o soție asta. Apropo de asistență socială ăsta, da. Nu-i singurul caz. Am fost la asistența socială stă în birou. Nu merge pe teren să vadă, pentru că sunt mai multe persoane care nu au niciun venit. Nu au niciun venit. Mărcești chiar pentru fiecare copil în parte. Dar eu mai pot veni pe toți. Cine mi-e clasă? Avem oameni de 70 de ani. Da, parcă noi am mai discutat. Da, am încercat. Da. Te-am trimis la... Dacă nu m-am dat. Da, cu câteva lume te-am trimis la doctor cu el, că ești cu handicap, băiatul. Nu, cu... vrei, dar are probleme. Dacă îi spui așa, băi, fă treaba, ce faci? Dacă nu, nu
faci. Dar nu numai eu cu cauzul ăsta, sunt mai multe persoane, sunt persoane cu peste 60 de ani, care n-au niciun venit. Eu am fost cu ei la casele de pensii să le fac pensii. Nu au venit necesar, sunt de acord cu asta, n-au muncit cât a trebuit. Dar nu primesc ei un pachet. Dacă vin în primărie și să-și ceară ajutorul social, nu li se dă nicio importanță. V-am spus că Helpiu, voi ăștia, prânceni, fac parte din categoria din rând. Dar dați un nume, vă rog. Cine a venit? Cojocea, Cernica, doi de Cernica sunt. Dar le cunoaște situația lor și noi. Dar cum sunt locuri? N-au niciun venit. Cum a venit? Restul proprietăților le cunoașteți? Ce acte de proprietate au? Alea sunt în numele bătrânilor, a mărgenilor, mai sunt alt moștenitori, alți. Ăștia sunt niște oameni de nimic, așa mi-e pe stradă, se ducă și-l opresc, ia-mă o pâine. Și om la 70 de ani a lucrat cu tăcuturi, a ieșit cu... Eu am fost 12 ani și 11 luni, de unde se mai pune diferența? Domnul Sigur, am numărul tău, am notat problema aici și... No, te sun mâine pe mine și mă am problema nominală pe fiecare să-i analizăm. Dar domnule, sunt unul dintre ei este chiar un altul fată, al lui Ionică Șopulaie, Cernica, care e baie de teama lui. Iau, indiferent de unde au venit din comună, probleme de genul ăsta, nu cred că am dat concursul și l-am întrebat că bă, ești de la Heltiu, sau ești de la Poiști, ești de la Pralea, ești de la Mărcești. Cu jocul ăsta care vă spun eu. Indiferent de unde au venit din comună, ce s-au putut să făcut? Nici nu poți să faci peste limita, ai niște baremuri acolo, limita legală. Faci ce poți, că domnul... Nu pui bariera când vrei tu, că nu poți să pui. De ce să nu o pui? Nu vorbim de... O să-l dar balastru jumătate în port. Domnul Durlan. Poți să-l dar balastru jumătate în port. Domnul Balastru, nu. Poți să-l dar balastru jumătate în port. Asta e vrăjeală cu 3,5 tone, cu ce mi-a dat un dator. Dar e cu două remuși. Că, vezi, Doamne, în momentul că se lucrează. Nu este adevărat. L-ai pus 3,5 tone, că n-ai voie să mai luci pe podul ăla. Iar ce-i două remuși? Și acum, după discuția asta, parcă vă cum nu o să dispară. Domnul Balan, dacă mă ascultați un pic, că mi-ați pomenit numai. Da, vă ascult. Vreau să văd, în 2007, eram primar, 2007-2008, mai sunt colegi consilieri aici, am inițiat proiect de alimentare cu apă și canalizare în satul, tot ce înseamnă satul peste apă. Proiectul a fost depus la finanțare, în timpul cât proiectul era depus la finanțare, a apărut o plăcintă de la Heltiu. A, dați-mi voi, dar ce nu mă lăsați, dacă știți. Prin care găsuți ceva de semnătură, nu știu dacă îi mai găsesc undeva o copt, cine o semna? Știu, cum ai băgat și cu mine aceeași. Nu, sunt, erați unul, cred că, din semnatari, care n-ați fost de acord cu alimentarea de apă și canalizarea. Eu nu cred. Pentru că, dați-mi voi, dar ce mă lăsați să vorbiți, vreau să vorbiți. Într-adevăr, și pe vremea mea s-a furat lângă biserică, apa este potabilă, este bună, bazinul trebuia să fie la Vâncenii parcela 4, deasupra lămuraților care stau acolo, pentru tot ce înseamnă satele de peste apă, trimețând acea scrisoare frumoasă, care sunt consilieri astăzi care se dezic de faptul ăla, la fondul de finanțare am primit un răspuns, să ridic proiectul, să-l preiau, pentru că cetățenii nu-și doresc apă și canal. L-am luat o sesie în primărie, în vară, că este A fost ceva scris, semnat? Da, da, 122 de semnături. Dar știi, mai bine domnul Mărcuț, care astăzi ne dă like-uri, sau cine dă pe Facebook. Eu n-aș crede de așa ceva. Eu vă spun că eu nu cred în medic. Eu nu cred un hirtian să fie semnat. Domnul, a fost după semnătura Coșa și cine mai e asta? Asta a fost domnul Barabas. Dar de ce nu mă lăsați să vorbim? Așa este, eu fur în curent. Așa este. Astea sunt de jenii. Nu m-a avut răjalul. Eu o să te aduc tine să te mă. Ai vrut să împrumut 50 de miliarde. Domnul Durlan, Nu s-a votat. Domnul Durlan, care vrea să facă camera, care vrea să facă domnul Durlan. Domnul Durlan, să nu
Ceea ce îmi doresc. Am vorbit să faci proiectul la România. Nu m-am minciut, nu m-am vorbit să faci. Tu ești tare în vorbă. Tu ești tare în vorbă. Alo, vă fac un adevărul. Ai vrea ședința? Ai vrea ședința? Nu am minciut.